Sâmbătă 30 martie 2024 mă aflu în localitatea Bughea de Jos, Gura Vitioarei, nu? Da. Din județul Prahova, unde am participat la lansarea oficială a clubului Gura Vitioarei din Prahova, afiliat la UCPR. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu domnul Stoica Bogdan, da? Preotul, unul dintre preoții care au oficiat. Da, unul dintre preoții slujitori. Slujitori și mare pasionat de porumbei, da? Mare pasionat de porumbei, într-adevăr, așa este. Domnul Stoica, acum am înțeles că moșteniți pasiunea porumbei, fiul din familie, nu? V-ați născut cu porumbei în curte. Este o pasiune pe care o moștenesc de la bunicul meu. Bunicul meu a fost mare crescător de porumbei, mare jucător de maratoane. Tatăl meu a preluat această ștafetă de la bunicu, iar noi, ca și copii, și eu și fratele meu, am preluat această ștafetă de la tatăl nostru, care ne-a insuflat, să spun așa, această pasiune pentru porumbofilie. Practic ne-am născut cu porumbei în curte, am crescut printre porumbei și totodată am îndrăgit la maxim aceste păsări. Zburați tot maratonul, nu? Cu predilecție, nu? Sunt mare iubitor de maraton. Da. Sunt foarte mare iubitor de maraton. Acest lucru l-am îndrăgit pentru că nu aveam foarte mult timp să stau să mă ocup de categoria viteză și de mifon. Și așa, venind odată la o săptămână sau două săptămâni acasă, era foarte greu să stau să practic porumbofilie așa cum mi-am dorit. Acum sunt venit în localitate de 3 ani și jumătate, m-am reîntors în localitate pentru că am stat mai mult în București și acum chiar într-adevăr au apărut și rezultatele. În 2021, de când m-am întors, am ieșit locul 3 județean AS Maraton Tineret la FCPR. Super. Am ieșit locul 5 pe provincie, locul 4 tot așa la maraton pe provincie. Super, am avut niște rezultate destul de notabile și asta datorită mentorului pe care ar trebui să-l menționez în toată cariera pe care o voi avea. Mentorul meu a fost Marin Cătălin de la București, un adevărat Cătălin? Da, Cătălin Marin. Ești prieten bun cu el, nu? Suntem prieteni foarte buni, am legat o prietenie prin Sandu Cătălin. Cel care a fost cu suflet mare, să spun așa. M-am dus la expoziția provincială și acolo am căutat niște bilete la tombolă. Și în spatele meu era Sandu Cătălin și zice, uite, spărat, unde ai luat biletele astea? Și zice, ia le-mă pe astea și lasă-mă, că era un pic supărat de o situație acolo. Dar n-am apucat nici să-i mulțumesc, pentru că în secunda următoare, cel care făcea extragerea pentru tombola, a strigat numărul, m-am uitat, 486, era biletul pe care mi-a dăduse Sandu Cătălin. Lângă Sandu mai erau câțiva colegi porumbofili de acolo, de-ai lui Sandu, și zice, băi, zice, uite-mă ăsta, câștigat porumbelul de la tine. Zice, nici nu ți-am mulțumit. N-am apucat să-i mulțumesc. Dar ai mulțumit pe calea asta. I-am mulțumit, într-adevăr, și după aceea i-am mulțumit, l-am căutat pe Facebook, pe diverse mijloace și i-am mulțumit. Totuși, acum, încă o dată îi mulțumesc pentru faptul că prin Sandu am legat prietenie cu Marin Cătălin. L-am sunat pe Cătălin, băi, mulțumesc pentru porumbelul pe care l-ai pus la tombola, a ajuns la mine. Și din momentul ăla, să știți că pentru mine Cătălin a rămas mentor în tot ceea ce am făcut cu porumbei. E un băiat extraordinar. Am ajuns sus și sper să mă mențin în continuare sus. Și el e tot cu maratonul. Este mare maratonist. Mare maratonist. S-a mutat în Bragadiru acum. S-a mutat în Bragadiru și pentru mine a fost cel mai bun prieten al meu. La orice oră îl sun, un sfat l-am găsit de fiecare dată la Cătălin. Chiar m-a ajutat enorm, ce să spun. În 2020 am avut o mare, să spunem așa, o mare durere. Mi-au intrat porumbei, au făcut toți paramixo, toți pâinii au făcut paramixo, pentru că nu i-am vaccinat cu ce a trebuit, au făcut paramixo și a trebuit să renunț, practic, atunci. Și în 2021 am început cu forțe proaspete, la propriu am dat cu vară în coteață în 2020. Mă cred. A fost dureros. Făcusem ceva investiții atunci, dar după aceea am început cu investiții mai mari. N-am investit în niciun porumbel de când sunt preot, ca să nu se înțeleagă greșit, practic, și una și alta. De când sunt preot, n-am cumpărat niciun porumbel. În schimb, mă mențin în continuare cu porumbeii pe care i-am primit de la Marin Cătălin. Am cumpărat o parte din ei. De la Grigorescu Florin, iar am adus niște porumbei de mare calitate pentru mine. De la Cristi Nicolescu din Slănic, mare jucător de maraton. Da. Și nădăjduiesc că anul acesta să reușesc tot așa o normă bună la maraton sau la extrem, depinde cum se vor via bine. Cu ce numeric începeți, domnul Stoica? Încep cu un numeric de 25 de porumbei. Da, n-aveți mulți. Nu mi-a permis spațiu să am un numeric foarte mare. Abia acum am reușit să fac al treilea compartiment. Practic aveam doar un compartiment de marcă și unul de zburători. Și la mine pune să te-am în continuare cu zburătorii, dar rezultatele au venit chiar și așa. Important este să nu fie foarte aglomerat, să fie tratați la tine și porumbei să fie sănătoși. Dacă sunt sănătoși, atunci ne-am atins scopul. Cu care dintre sexe obțineți rezultate mai bune? Masculin.
masculin, nu? Special masculin. Durează care... la natural, văduvie? Natural, sport natural, natural. Masculin care stau în apropierea puiilor după perioada de 15 zile. După ce stau 15 zile pe lângă pui, atunci masculin dau mai mult randament. Super. Din punctul meu de vedere, eu așa am considerat. Nu mi-a plăcut văduvia, nu o să încep văduvia, nu mi-a plăcut. Nu pot să spun că nu e rentabil. Prin București și nu mai ești prin România, prin țară întreagă zboară văduvia. Sunt foarte mulți jucători de maraton care zboară văduvia, dar sunt și jucători de maraton care zboară natural. Exact. Depinde cum se motivează altfel la natural. Cum se motivează. Eu am considerat că se motivează mai bine masculul la pui după 15 zile și într-adevăr, perioada de între după 15 spre 21 de zile deja masculul stă mai mult lângă pui decât femeia se pregătește pentru următoarea serie de ouă și lucrurile stau altfel. Când porumbelul e motivat, are și... Cunoaștem multe detalii la porumbel, mă bucur. Cunoaștem, pentru că am stat și am citit foarte mult despre împerechiere, am studiat tot ce înseamnă împerecherea, reproducerea, ca să poți să ai o bază porumbelul, trebuie să stai să citești puțin. Așa, așa, fii documentat. Ne ducem către ceva, să facem un lucru și nu citești ceva, e ca și nu te duci către... La Cătălin, ați participat la multe sosiri de porumbel, de la maratoane? La Cătălin am fost de câteva ori în vizită, dar niciodată n-am plecat niciodată cu mâna goală. Și niciodată n-am asistat la sosirea porumbeilor, pentru că serviciul nu permitea să, să stau. Eu duminica lucram, sâmbătă lucram, și era mai dificil. Eu, de exemplu, nu aștept porumbei de la antrenamente până la prima etapă de fund. Eu nu aștept porumbei. Porumbei mei vin singuri, intră, îi găsesc pe toți intrați, cei care vin, care se pierd, se pierd. Sunteți spartan așa cu ei în selecție? În... Da. Sunteți mai... O mână de fier într-o mănușă de cafea, am învățat întotdeauna. Nu tolerez porumbei care întârzie mai mult, cel puțin pui care au întârziat mai mult de două zile, nu rămân împătate. Și care nu se recuperează probabil care foarte repede, nu? Care se recuperează în primele două zile, deja au o problemă și trebuie eliminat. Eu cel puțin elimin. Da. Am eliminat foarte mulți porumbei, reproduc anual 50-60 de pui și rămân 10-15 pui. Pentru că nici spațiu nu-mi permite și nu vreau să cresc 100 de porumbei care să nu-mi aducă satisfacție, mi-e cresc 5-10 porumbei și atunci... Puiilor le acordați șansa coșului de mii sau îi eliminați dacă nu vă plac cum arată? De la prima, de la prima inelare, de când îi inelez, dacă văd că este mai mic unul decât celălalt, este eliminat în start. Da. Nu-l las, lasă că merge. Nu tolerez nici împerecherea 2-3 ani consecutiv unui mascul cu altă femeie. Dacă n-a mers cu prima femeie, schimbați perechea, nu? Schimb femeia la următorul an și atunci, dacă nici cu aia nu a mers, îi elimin pe amândoi. Nu țin. N-am ținut niciodată mascul care să îl împerechez cu 5-6 femeie, că poate merge ceva. Nu îmi permite timpul să fac treaba asta. Am o mână de fier în treaba asta și fac o selecție foarte bine. E foarte bine. Sper că anul acesta, cu selecția de-am făcut anul trecut, să reușesc să merg în continuare. Voi zbura în continuare pe Polonia anul acesta și e o rută bună, nu, pentru dumneavoastră aici? Nu este chiar atât de bună. Cum era Ucraina, se treacă două lanțuri muntoase. Da. Au și la plecare și la sosire. Când porumbele e deja obosit de la maraton, el trebuie să treacă următorul lanț muntos. Și răpitoarele îl simt, așa e. Răpitoarele îl simt, numai că mai sunt și strategii pe care trebuie să le abordăm. Eu personal antrenez pe două direcții. Antrenez pe Moldova o săptămână merg pe munte cu lansare din Tărlugeni și atunci se schimbă puțin. Interesant. Porumbelul să capete un pic de experiență și pui ce puțin. Acum, în următoarea săptămână, tot tineretul de anul trecut îl iau și în loc în Tărlugeni. Prima lansare va fi din Tărlugeni. Eu am aproximativ 80 de kilometri. Când nu merg pe 15-20, Directul etapă 20 de kilometri și atunci vedem care se cerne, care nu. Cei care s-au cernut de la prima etapă de Tărlungeni, atunci merg mai departe cu ei și ajung ei la maraton 100%. Și restul care au venit la o săptămână sau așa, slabe șanse să merg mai departe. Porumbelul care mi-a dus cel mai mare satisfacție a fost porumbel 100% de Carteus, porumbel original de la Mărin Cătălin. Am mers cu el până la capăt. L-ați retras la matcă? Nu l-am retras la matcă. L-ați pierdut? L-am pierdut, am rămas fără el. Am pus foarte mult preț pe porumbelul ăla. L-am iubit din tot sufletul. Și de obicei când iubesc atât de tare ceva, pierd. De regulă aveți porumbel preferat în crescătorie sau nu? N-am niciun porumbel preferat. În față nu pun accent pe un porumbel anume. Da. Am avut o femeie de 2015 de matcă, care, într-adevăr, chiar am iubit-o atât de mult. S-a întâmplat ceva cu ea și nu am mai putut să mai ouă. Am încercat un an de zile să-i dau diverse astea și n-am mai putut să mai... Ce considerați că e mai greu să obții în colmofile? Un bun zburător sau un bun reproducător? Baza trebuie să fie un bun reproducător. Dacă ai un bun reproducător, poate să-ți ajungi un campion zburător. Dacă n-ai un bun reproducător,
nu poți să faci. Degeaba încercăm să punem un porumbel care a zburat două etape, n-are ce căută la marcă, din punct de vedere. Trebuie să confirme ceva, 2, 3 ani, 4 ani, să confirme. Și nu în mod obligatoriu un bun zburător și bun reproducător. Nu, niciodată nu să fie un bun reproducător. Dacă e bun zburător, nu înseamnă că e bun reproducător. Trebuie testat, avem posibilitatea să scoatem o serie de pui din el la începutul sezonului. Tu vezi, dacă puiul ăla se pretează, următorul an merge, al doilea an merge, înseamnă că porumbelul ăla va fi și bun reproducător. Dacă nu, pierdere de vreme. De obicei, tind să schimb perechile la matcă de la an la an. Crucișez porumbeica în așa fel încât să nu se creeze consanguinizare prea strânsă între ei. Nici pui nu se pot consanguiniza, nici schimb. Da. Deci evitați consanguinizarea. Da, nu practic consanguinizarea. Da. Foarte rar practic treaba să consanguinizarea, cel puțin odată la... Și până la ce grad de rudenie mergeți? Mai depărtat. Mai depărtat, nu? Niciodată apropiat. De exemplu, străne pot să-l aducem către bunică sau ceva de fel. Pedigreilor, ce importanță le acordați? Nicio importanță. Deci mergeți după ce? Compensații fizice? După cum arată aspectul fizic, porumbelul să fie ok la mână. Porumbel care mi-a adus cele mai mari satisfacții, l-am cumpărat din Filaret cu 10 lei. Da, de regulă cam așa se întâmplă. Porumbelul care îți aduce satisfacții și simți că ai o legătură cu el, atunci așa poate să preteze. Cât timp vă permite să stați între porumbei în timpul sezonului de concursuri? Minim 2 ore pe zi. Stați, nu? Minim 2 ore pe zi, cel puțin o oră dimineața și o oră seara stau. Mă trezesc mult mai de dimineață ca să pot să stau și cu ei, iar seara mi-o închei în cea mai mare liniște. Acolo e... Ioaza de liniște, nu? Da, Ioaza mea de liniște. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate, vă felicit pentru pasiunea pe care o aveți și vă doresc în continuare mult succes. Succes tuturor! Cristimă, domnul Stăcan, numai bine!